Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Bună dimineața, Valentin! Bună dimineața, dragă Georgia! Cum ești în această dimineață de mijloc de săptămână? Peltică, nu știu de ce. Încă am niște probleme cu dicția, o să constați la un moment dat. Te-ai trezit așa, cu gura mai îndropară. Dormi 5 ore în apărarea mea. 5 ore. 5 ore? Greu. Pe la mine asta e basic. Asta e ora standard, de bază, da. Nu? Când prin 6-6 jumate e eveniment. Dăm petrecere. Se miră pisicile în casă când mă văd. Nu înțeleg ce se întâmplă. Unde a dispărut ăsta? Doarme, adică doarme. Cum adică stai? Asta e, cred că am murit sau ceva. Să uită la mine, mă mișcă, băi, ești bine? De fapt, de-aia nu dorm, că ele se panichează și te trezesc. Eu vara nu dorm. Nici iarna. Nici iarna nu dorm. Dar pentru mine, nu știu cum să zic, la mine este aproape weekend acum. Da, am auzit multe despre tine. Mai dăm din casă pe măsură ce înaintăm în emisiune, dar prima și prima dată merităm toți o porție copioasă de informare la rubrica Revista Presei. Haideți să aflăm ce ne-a pregătit Valentin în această dimineață. Rămânem local, în apropiere de noi. Informații, 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 informații. Prima informație, pasajul Unirii. Vestitul pasaj Unirii, care va fi închis pe timp de noapte. Atenție, nu vă panicați, doar pe timp de noapte. Până pe 8 decembrie anului 2022. De adică ce? Va fi câteva zile spre două săptămâni, cred. De ce? Că e, are băieții treabă. Cum adică de ce? Ce lucrări va efectua primăria sectorului 4? Se închide pe timp de noapte. Da. Și foarte bine, mi se pare o măsură foarte inteligentă ca să nu blochezi traficul ziua. Circulația auto, vedem, ne spun la gândul, va fi închisă pe ambele sensuri, a se menționa și a se reține, începând de marți, adică deja de ieri a început din această noapte, și traficul rutier va fi deviat pe timp de noapte prin piața Unirii la suprafață. Adică dacă vrei să o iei spre... Te duci pe la fântâni, stai la 18 miliarde de semafoare, dar măcar poți circula. Da? Avem alternative, nu suntem blocați și nu trebuie să oculim toată piața Unirii, o luăm prin piața Unirii. Și e bine că nu facem treaba asta ziua. Aș foarte pune accent pe treaba asta și o facem noaptea. Am mai făcut-o, n-a fost mișto, mi-a plăcut. Niște lucrări de instalare ventilatoare și amplasare extintoare pentru stingerea incendiilor. Păi nu erau deja? Bună întrebare, foarte bună întrebare. Dar poate le-au speriat băieții. Poate erau prea, erau prea în văzul lumii. Am fi aflat. Cineva trec pe acolo, ia uite-mă, un extintor. Și l-o fi lăsat aici și de ce? Oare? Nu l-o fi uitat cineva aici? Și că a avut loc la un moment dat un incendiu destul de recent în pasajul Unirii. O, da. Atunci sunt curioasă dacă erau extintoare, cu ce s-a stins focul. Da, hai să-ți mai spun o treabă. Dacă tu, Doamne ferește, peste 3 săptămâni, când totul e în regulă, treci pe acolo și, Doamne ferește, la 10 mașini în fața ta vezi un incendiu. Te dai din mașină, tu știi de unde să iei extintor? Da, din portbagaj. nu din portbagaj, nu, ăla nu face față. Incendiu mare. Știi unde sunt acolo extintoarele în pasajul Unirii? Nu. Ai văzut? Atunci, nici eu. Poate că nu există semnalizare pentru extintoare. Asta cred că ar fi foarte eficient. Dacă tot le punem, măcar să știe și oamenii de unde le accesează, în caz că, Doamne ferește, se întâmplă vreun incident neplăcut acolo în pasaj, pentru că acolo degajările de fum sunt mult mai nasoale decât sunt la suprafață, că e spațiu închis, fumul rămâne acolo, n-are unde să se ducă și până iese pe la, înainte cele două ieșiri, păi, să spunem așa. Nu iese, n-auzi că pun ventilație, sau mă rog, eu cred că deja este ventilația pusă. Ok, dar ventilația nu știu dacă acționează chiar cu precizia unei hote, în momentul în care face o friptură. Aha! Completări din regie, ultimele 40 de ventilatoare. Știam că există, că în momentul în care au inaugurat și au tăiat pânglicuța, au spus că există super ventilație, da, super performanță. Nu este un tunel chiar atât de lung. Ok, traversează piața Unirii. Deci, ultimele 40, câte ori fi în total, mă întreboare? Peste 100 de stingătoare. Uite, în pasaj peste 100 de stingătoare ce vor putea fi acționate în cazul în care situația o va impune. Vezi? Extintoare deștepte acționate la buton. Cum ar fi? Păi așa înțeleg din text cumva. Dar știi cum ar, ce ar fi fost care vor putea fi acționate? Să fie senzor de fum, care să fie din, nu știu, metru, metru, poate exagerez și eu. La clădirile de birouri de filme. Să plece automat. Aia te face alb din cap până în picioare, tu cel care ești în preajma incendiilor, dar măcar nu există riscul să... Bine, depinde și cum se detectează, pentru că dacă trec acei băieți cărora le spun eu, plantează bă un copac, s-ar putea să dea peste cap sistemul ăsta de semnalizare incendiu. Să știi cum umblă vara
domnii aceia care au o mașină, care pe partea dreapta mașinii stropesc cu chestii pentru înțare. Poate uită să oprească sistemul ăla sau ceva, cine știe ce se întâmplă pe acolo. Și din cauza vaporilor sunt scenarii. Noi extrapolăm, e clar că n-am dormit suficient, dar vestea sau bună e că... Sau e vreo basculantă în care și-a prind, nu știu, o țigară mai mult deodată. Da, se dor o de la basculantă muncă, cu fumători, am înțeles. Mai mult fum decât ar simți de obicei și pleacă sistemul. Da, ok, bun. Dar ne bucurăm să vedem că există sisteme de siguranță sau și că care ne gândim exista, la ele. Nu și că circulăm. E securitate sporită. Noaptea în pasaj, o luăm pe la suprafață, am înțeles, mergem mai departe. Bun, schimbare majoră la Eurovision 2023. Sistemul de vot a fost modificat. Atențiune, națiune. Că și așa am fost noi mai supărați poate anul acesta cu ce s-a întâmplat la Eurovision. Telespectatorii vor putea să voteze pe o platformă online securizată, iar lista completă cu țările eligibile a fi publicată cu puțin timp înaintea concursului. Mare atenție, votează și țările cu aceste modificări și țările care nu sunt calificate. Asta e o treabă foarte, foarte mișto. Voturile din țările care nu participă la concurs vor fi combinate pentru a crea un set de punctaje cu aceeași pondere ca o țară care participă atât în semifinală cât și în marea finală. Aha, deci practic toate astea care nu participă vor contribui sub numele unei țări ca și procentaje. Cum la campionatul mondial de fotbal din Qatar se uită și suporterii echipelor care nu s-au calificat, cum am fi noi. Și noi. Stăm acasă și butonăm telecomanda și ne uităm și ne place să vedem și noi fotbal de calitate. Da. Și ne întrebăm cum ar fi fost să fie și România acolo. Nu știu dacă și când o să aflăm. Și dacă aveați impresia că România poate bate o țară de, putem să-i spunem, mâna treia fotbalistic vorbind, așa. Arabia Saudită, ei bine aflați că, că nu. Nu putem bate. Nu, că Arabia Saudită a bătut Argentina, ce credeți? Și ce credeți, în Arabia Saudită astăzi s-a declarat sărbătoarea națională pentru acea victorie. Reușită și eu aș fi făcut la fel. Doamne, deci dacă România ar fi învins Argentina și ar fi dat gol și s-ar fi apărat împotriva lui Messi, dai seama, cu punte de joi până duminică, păi cu Messi punte vinerea. Messi a venit și pe Național Arena și a vomitat pe teren. Wow. Nu mai spunem asta. O fi simțit el că ceva nasol aici în România cu fotbalul și a spus, mă, cum joacă băieții ăștia. Nu cred, așa s-a întâmplat. S-a făcut pe teren, da, da, da. Vai, săracii de noi, i-am provocat greață lui Messi. I-a făcut greață lui Messi, exact, da. Da. Hai să ne și lăudăm, ne lăudăm. Da, ne lăudăm cu Antol 2023. Au fost puse în vânzare una bucată de 10.000 de abonamente. Eu nu am intrat, sincer, cred că e primul an din ultimii vreo 3-4 în care nu intru pe site acum la prima... N-am apucat, nu știu, poate am fost ocupat, am uitat să intru. Îți dau tableta, vrei să intri acum? Nu, sunt curios de prețuri, dar sunt sigur că sunt foarte avantajoase întotdeauna când artiștii nu sunt anunțați. Abonamentele sunt mai ieftine decât vor fi, nu știu, în lunile aprilie, mai, iunie, când deja se știe ce fel de artiști vor urca acolo pe scenă. Deci dacă vreți să scoateți câțiva leuți buni la preț, la Antol, ăsta e momentul să vă luați abonamentul și vă spun că eu am făcut așa în fiecare an. Mi-am luat bilet PNV-ul, cum s-ar spune, când nu știam artiștii, niciodată n-am fost dezamăgit, fraților. Nu vine acolo, nu știu, vreun ansamblu de artiști no-name sau ceva, nu. Acolo vin doar nume mari, vin DJ de primă mână și cu siguranță atmosfera este... Tu ce faci, Georgia? Mă uit pe platforma lor și cred că îmi dă creș pentru că s-ar putea să nici mai fie bilete la momentul ăsta. A, nu, păi de obicei... Dar n-aș fi spus suma, aș fi spus dacă ne permitem sau nu, așa, gros. Nu, prima tură de bilete se ia, n-aș zice la secundă, da, dar se ia în da, câteva ore, nu mai este bilete. Imediat după ce am scris bilete Antold, mi-a apărut o platformă din aceea de anunțuri. Deja sunt băieții care le... Da, care le-au luat și le vând mai departe în stilul caracteristic. Fantastic, îmi place mult de tot România. Băi, românul, contrar discuțiilor pe care le-am avut ieri la matinal cu invitații, românul e antreprenor. Da, antreprenor fără SRL sau entitate juridică, dar antreprenor el este. El are tot timpul când se întâmplă vreo situație asta în care se pot scoate niște bănuți. Da, mă pune să dau acordul, nu-mi place. Mintea lui supersonică deja activează și funcționează acolo, se învăr rotițele. Bă, cum facem noi bani din asta? Păi așa, păi bun, așa facem. Și trebuie dovadă, George a găsit deja anunțuri cu biletele la Antold. Ce ne spui mai departe? Am înțeles. Mai departe Antold. Vreau să vă vorbesc despre o fotografie. Dacă fizică cuantică, da, m-am panicat puțin. Despre orice fotografie, atenție, Georgia, stimați telespectatori, este cea mai premiată fotografie din lume, portretul unei fetițe din Maramureș. Parcă ne simțim și noi așa bine, nu? Când auzim treaba asta, că e cea mai premiată fotografie din lume, Maramureș, România, noi, aici, știi, local. Imaginea inocenței, mai exact, wow. uite ce fetiță superbă. Deci wow. Am stat azi dimineața când am văzut știrea asta și mă uitam ce ochi are. Și ce expresie a feței, nu știu, așa, care emană simplitate, emană... Știi ce zic? Nu simți chestia asta când te uiți? Da, și colorizarea, culorile. E dulcic așa, dar cumva ai observat că în România copiii par mai maturi când sunt mici?
decât copiii din alte țări, da. Nu știu de ce. Nu știu de ce nici eu. Nu știu de ce. Nu știu, poate o impresie personală, poate că n-are nicio legătură cu vreo comparație la nivel global, dar pare că a văzut câteva chestii. Da, pare că e un pic trecută prin viața așa. Da, are așa un soi de înțelepciune în privire. Interesant. Are un are ochii puțin serioși, parcă. Știi ce zic? Da, este realizată fotografia de reputatul artist fotograf Kerekes István, original din Târgul Mureș. De acolo este domnul și vedem că are peste 600 de premii internaționale în 58 de țări din întreaga lume acest portret. Deci, cu siguranță, mai mari fotografiei din această lume s-au uitat, au analizat, nu știu exact ce s-a analizat la aceste concursuri, probabil pe partea de compoziție, colorizare, încadrare, tot, și au spus, da, asta este fotografia, acea fotografie. Până și noi, care suntem profani în acest domeniu, am stat să analizăm, să-i spun, dacă am fi petrecut mai mult timp, cu siguranță dezbăteam mai mult, dar mai avem o știre de bifat în această dimineață. Că tot mergem noi așa la... în campionatul mondial zilnic, trecem prin subiectul ăsta. Mă gândeam că dacă mergem undeva, avem nevoie și de orientare. Și eu am o mare, mare problemă cu faptul că nu merge telefonul și nu pot să accesez hărțile și nu știu cam pe unde mă duc. Pentru că m-am puturoșit și când toată lumea mergea cu tot felul de aplicații, eu alegeam să merg ca taximetriștii pe străduțele pe care le știam eu de la tata. Ei, sau scoteai harta, scoteai harta și sunt dependentă de aplicație, nu știu de ce s-a întâmplat. Da, și eu chiar și când merg în locații pe care le cunosc, vreau să văd unde e traficul mai ok, să poate da alte rute sau ceva. Bine, Google Maps va avea opțiunea de orientare cu ajutorul realității augmentate. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că vom folosi camera și când mergem noi cu camera frumos așa pe stradă, ne arată săgețele chiar pe strada pe care o filmăm în acel moment, dar nu o filmăm, nu este un recording. Ce drăguț! Da, dar nu în România! A, nu apare și la noi. Nu, peste 5 ani, am înțeles. Momentan, da. În cadrul acestui decalaj față de vest, în 5 ani vom avea și noi această tehnologie revoluționară. Uite, tu ai folosit vreodată pe Google Maps Street View? Da. Eu îl folosesc când merg în locații pe care nu le cunosc. Da, și mi-am găsit mașina prin anumite locuri în oraș. Vorbești serios? Foarte serios, da. Da, o să-ți arăt. Dar aș vrea să mai aflăm câteva informații în această dimineață, întrucât rubrica Revista Presei s-a încheiat și mai avem un record de constatat în această dimineață, cea mai mare gheată de fotbal. Înaintea începerii mondialului de fotbal, Qatarul, țara gazdă, a realizat deja o performanță demnă de cartea recordurilor. Artiști plastici, sportivi și specialiști locali și-au unit eforturile și au creat cea mai mare gheată de fotbal din lume. Gheata de fotbal are 2 metri înălțime și 5 metri lungime. Deocamdată nu a fost recunoscută oficial ca fiind cea mai mare gheată de fotbal din lume, dar sunt speranțe ca Guinness Book să consemneze recordul. Toate hotelurile din Doha, capitala Emiratului, sunt rezervate 100%. Mii de suporteri și turiști au ales cazarea pe vapoarele de lux, care rămân acostate în Qatar pe toată perioada campionatului. Hotelurile plutitoare sunt de un lux amețitor, dar și prețurile sunt pe măsură. Dacă în privința consumului de alcool regulile sunt stricte în Qatar, sunt locuri special amenajate pentru suporteri, pe apă situația se schimbă. La bordul vaselor de lux, turiștii nu au niciun fel de opreliști în această privință. Este cea mai scumpă ediție a Cupei Mondiale din istorie. Până la Qatar 2022, cea mai scumpă ediție de Cupă Mondială fusese cea din Brazilia, din 2014, care a costat doar 15,6 miliarde de euro. Podiumul este completat de Rusia în 2018 cu 12 miliarde de euro. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Qatar a cheltuit peste 220 de miliarde de dolari pentru organizarea campionatului mondial. Meciurile vor fi găzduite de 8 arene care au fost construite special pentru acest eveniment. Cele 8 stadioane arată spectaculos, iar costurile sunt pe măsura aspectului. Investiția statului qatarez se ridică la peste 4 miliarde de euro doar pentru stadioane. Pe lângă investițiile în stadioane, Qatar a realizat alte lucrări pentru modernizarea infrastructurii orașelor, care a
alături de celelalte costuri necesare organizării, vor duce investiția totală la 229 de miliarde de euro. Bani grei, domne, bani grei. Multe lucruri interesante se întâmplă în cadrul acestui campionat și cam asta avem noi de spus despre acest context sportiv, pentru că vrem să mergem către o altă problemă, să-i spunem așa, care ține și de viața sportivă, nu numai, dar vorbim despre alimentație, un stil de viață, în care îl chemăm și pe prietenul nostru, cântarul, să ne spună ce și cum. El care ne supără dimineața când mergem în baie și ne urcăm pe el și ne arată CNP-ul uneori. Mai sunt situații. Ce facem de acolo? Este o binecuvântare sau un blestem cântarul? Da. Aceasta este întrebarea existențială. Cum să-l folosim eficient pentru sănătatea noastră psihică, primul și în primul rând? Stăm de vorbă, bineînțeles, cu domnul doctor Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața, telespectatorilor Metropola TV! Cântarul nu trebuie privit nici ca prieten. Nu trebuie privit! Georgia, cântarul e o oglindă. Tu te uiți în oglindă? Da, în oglindă, e prietenă sau dușman? Dar oglinda nu e de cifre. Vale, nu te băga în discuție, te rog. E prietena mea, oglinda. Exact. Pentru că eu o privesc ca atare, nu exact, exact așa trebuie să privim și cântarul. Acum, treaba asta cu cântarul e foarte interesantă. Sincer, știind că vin astăzi în diminețile voastre, m-am documentat un pic și spre surprinderea mea am văzut că primul cântar, prima balanță a fost folosită de egipteni cu 4 milenii înainte de Hristos. Deci e mult mai veche. Eu aveam în minte cântarul roman, care era evident mult mai apropiat de noi. Bine, și el e multimilenar, dar mult mai apropiat de noi. Deci egiptenii, și de ce o făceau? Pentru a face trocuri corecte. Pe de o parte, să aibă o dimensionare a ceea ce făceau în troc, ce tranzacționau în troc, sau pentru a măsura pulberile de aur, care se foloseau ca monedă de schimb în vremea respectivă. Deci, practic, istoria aceasta a cântăririi e mult mai veche decât o credem noi. Undeva către renaștere au început lucrurile să fie mai așezate, mai cuantificate și iată și cântarul electronic care e deja 70 de ani. Adică avem inițial o chestie relativă, comparativă și ulterior cu unitate de măsură, cu kilogram, cu gram și așa mai departe. Deci istoria cântăriei e mult mai lungă. Acum cântarul, din punctul de vedere, avem aici o imagine al scrie help acolo, parcă e. Scrie help în imagini. Cântarul, de fapt, și el, dacă îl legăm de sănătatea noastră și legăm de stilul nostru de viață, primul cântar la care m-aș gândi, culmea, nu e cel de persoane, e cel de alimente. Pentru că în momentul în care vrei ca cel de persoane să-ți arate o valoare prietenoasă, trebuie să-l folosești pe cel de alimente. Noi avem o chestie fantastică de a subestima ceea ce ne place din punct de vedere al volumului de carne, de alimente, de carne, de orice consumat. Și de aceea și tot felul de diminutive. Mâncăm o ciorbiță de văcuță cu smântă, niță sau pâiniță. Și când am terminat ciorbița, exact, înmuiem pâinica în smântăriță. Da, ciorbița de văcuță poate să aibă peste jumătate de kilogram. Adică este o ciorbă în toată puterea cuvântului. Mică, da. Mare. Și o mică, asta este o sărmăluță. Da, ați auzit, sărmăl, nu sarmă, o să dați și mie niște sărmăluțe în foi de vază sau în foi de. Și vine o sarmă cât pumnul. Exact. Și atunci aici este foarte, sau treaba, am ajuns prin media cu vreo 10 ani când am declarat într-o conferință și spun și acum că una din sursele de îngrășare ale României sunt salatele. O sălățică, evident. Pentru că salata bulgărească, salata grecească, dacă punem și ulei din belșug, trece de 1000 de calorii. Și nu mai e o sălățică, ai o bombiță calorică ca să păstrăm. Pot să profit un pic de prezența dumneavoastră în această dimineață în platou. Am o dilemă. Eu am un număr de, și am să spun pe post cu foarte multă sinceritate, 57 de kilograme. Dar în perioada recentă eu am slăbit în centimetri, însă pe cântar nu.
Este o dramă națională treaba asta? Se confruntă mulți oameni cu... Nu! Asta e un lucru foarte bun. Deci asta e un lucru foarte bun și aici este următoarea, cum e, next level în cântare, cântarul care dă și compoziția corporală. Oh! Și atunci... Asta trebuie să-mi iau de Crăciun. Unde ești? Asta trebuie să-mi iau de Black Friday. Da, spune înghetuțe, un cântar cu compoziție corporală. Și atunci apare George Adascu 57,1 kg, procent de masă grasă, țesut adipos, procent de masă musculară și procent de apă. Și atunci tu practic, mai vorbeam noi la un moment dat, e IMC-ul, e Body Mass Index-ul, care ține de înălțime și de greutate și separat de asta e compoziția corporală, care la un moment dat, mai ales pe niște greutăți oarecum stabile, compoziția corporală poate să devină mai interesantă decât greutatea în sine. Cred că am rezolvat o problemă dimineața asta, deznădejdea celor care slăbeau și nu vedeau pe cântar, dar ei în interior se simțeau mai bine totuși, își dădeau seama că ceva s-a schimbat. Există, eu am avut chestia asta cu compoziția corporală, eram neexperimentat și eu tânăr, sub 30 de ani, începusem rezidențiat în medicină sportivă, lucram undeva, colaboram la un club care mi-a rămas și acum foarte drag de rugby din Gura Cumorului, din județul Suceava și știu că am fost la momentul respectiv la Iași, în prima mea vizită medicală cu sportivii la Policlinica Nicolina din Iași, mare pe vremea aia, și m-am dus eu cu un tip, juca numărul 2, în fine, nu contează numele, și pe tabelele respective, rugby 19 ani, talonul, nu știu ce, trebuia să aibă 100 de kilograme. Și el avea 100, fix 100. Și am zis, dar mie nu mi se părea că ar fi imaginea idealului, din punct de vedere somatic, altfel jucător bun. La cântarul, practic, paranteză, cântarul pe care eu sper să ți-l aducă Moș Nicolae sau Moș Crăciun, ăsta cu compoziție corporală, poate fi și această compoziție făcută prin metoda celor 5 sau 7 plici. Deci o poți face și la mână, doar că e foarte dificil și trebuie, în fine, o chestie de măsura plicile, formule, e greu. Ăsta aproximează bine, rapid. Acolo, oamenii fiind din institut, țac-pac, au făcut și rezultatul, omul meu, 5 kg de țesut gras în plus, 5 kg de masă activă în minus. Wow. Și atunci alea 5 minus de activ cu alea 5 plus de adipos dădeau ideal. Dar idealul era doar în cântarul ăla simplu, de-l vedeam pe imagine la voi acum. Da? Deci altfel, compoziția corporală te scoate din zona asta de ideal relativ rapid. Una e când ești 100 cu 100 și ești perfect ca sportiv, sau una e Georgia 57 cu 57 și compoziție. E evident că dacă ai ajunge la 65 sau la 70, nu te-ai mai uita în compoziție că te-ar agita greutatea. Ar fi o depresie care vine la depresie. Da. Poți și acolo, e ok. Cât ai avut maxim? 70 de kilograme, maximum. Asta la un minimum metru... Minimum 1,70. Eram încă ok. Era încă ok. Încă ok. Și minimum să nu spui sub 55. Nu, 55 minimum. N-am scăzut niciodată sub 55. Nu. La un metru, teoretic, la 1,70 grosomodo tânără, deci sub 30 de ani, în mod normal la 1,70 trebuie să te învârți undeva în jur de 60 de kilograme. Da? 55-65, dar depinde foarte mult de masa musculară. Că dacă tu începi să faci sport serios și începi să faci, exemplu foarte, mie personal, nu știu dacă e bine să o spun pe post, mie personal culturismul nu-mi place. Deci partea asta, mie îmi plac astea dinamice, mai un hockey, mai un polo, mai un rugby, mai apărăm o poartă, un but, un în ceva, echipă. În echipă, genul. Mm-hmm. Dar la culturism, de exemplu, mușchii, mai ales dar sunt și culturiști care fac toată treaba curat, fără să folosească la tot arsenalul de substanțe interzise de WADA. La acei sportivi, de exemplu, la 1,70 m, tu poți să te apropii lejer de 70 de kilograme pe masă musculară, că mușchii sunt grei. Și atunci tu ai o greutate, dar una e să fii gen pufarină la 70 foarte flască și una e să fii pe masă musculară, adică depinde foarte mult și compoziția. Acum, redevenind serioși, cântarul noi trebuie să-l privim evident cu atenție, dar, dragi privitori, să nu devină o obsesie. Nu vă cântăriți zilnic. Nu avem ce să vedem. Există variații ținând de cum am fost la toaletă, de cât de sărat am mâncat cu o zi înainte și atunci am un pic de retenție de apă, de niște lucruri. Adică plus minus un kilogram de la o zi la alta, mie nu-mi spune nimic. Și chiar mă enervează că este, a, m-am
am îngrășat un kilogram. Ieri aveam 71, azi am 72. Și acum o săptămână, într-o dimineață, avusesem diaree, dar uită să spuneți, am avut 70. Cum să fie 2 kg? Of, Doamne! Am luat 2 kg? Da. Da, deci din punctul ăsta de vedere... E foarte important să-ți cunoști corpul și să înțelegi care sunt răspunsurile pe care ți le dă. Și monitorizarea asta prin cântăie se face, din punctul meu de vedere, opinie personală, bilunar. Dar poți să o faci și lunar. Stabilește o zi, domnule, în prima zi, tips and, cum e, tips and tricks. Niciodată nu ne cântăim lunea. Pentru că, în general, weekendul e periculos. Da. Cântărirea e de vineri dimineață. Deci, vineri dimineață, la orele 7:30 trecute fix, când ne mobilizăm, ne ducem la toaletă, ce facem, facem, ieșim în lenjerie intimă și ne urcăm pe cântar înainte de a băga orice în gură, inclusiv lichid. Înainte de shawarma și de vin din weekend. Înainte de anumite pâine din weekend. Că asta mă mai amuză pe mine, mai am pacient și spun, domne, e nenorocire cu programul ăsta la serviciu. Băi, criminal, de să obosiți, lipsiți de chef și luni și mari și toate, e greu de tot, greu de tot. Și eu, pentru că n-ai cum să ai o discuție pe tema asta, decât cu un jurnal alimentar în față, îi spun, băi, fă un jurnal alimentar și stăm de vorbă să vedem ce se întâmplă efectiv. Prietenii mei, dragii mei, cele mai mari aberații sunt în weekend. O, da, dar sunt în weekend. Dar am văzut alea grele, frești de portocale, la 1:30 noaptea. Păi, dar n-am avut alcool, eram în centru, păi ce să... Dragi, mă, sine, nu puteam să... 1:30 noaptea, frești. Ce mi-am pe masă aia? Păi o pizza. Exact. Și după aia ai făcut ce ai efort. Da. Nu, m-am culcat. Da, eram obosit la 2:30, am mâncat la 1:30 și după aia m-am culcat și m-am trezit la 11 sâmbătă, că e sâmbătă, și am făcut o reveneală cu cine știe ce și alt termen, reveneală, ăsta poate fi subiect de ce înseamnă reveneala la român. Da? Și ați din punctul ăsta... Ați dezvăluit foarte multe lucruri în dimineața asta, sunt convinsă că ele în esență sunt de bun simț și ar trebui să fim mai atenți la când, cum ne cântărim, da, dar e bine și că am lămurit. Și cântărim și alimentele, repet. Mulțumim foarte mult pentru informații și ne revedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare este chiar zi de sărbătoare. Da. Sfântul Andrei. Da, și dezlegare la pește. Și dezlegare la pește. Ții postul? Nu, dar mai știu câteva tips and tricks. Nu, dar și are dezlegare, chiar dacă nu ține post. Dezlegare pentru toți. Ne revedem săptămâna viitoare. Mulțumim tare mult. Cu drag. O zi bună tuturor. Eu ajung în zona Am făcut sandwich rubrica aceasta de sănătate, lifestyle, pe care o avem cu domnul doctor Alin Popescu. Am vorbit despre sport. Am vorbit în general despre lifestyle și acum vorbim despre gastronomia franceză, ca să putem să ne cântărim și mai bine și mai eficient. Vă invităm la un croissant. Din 2010, în fiecare an, francezii celebrează în a doua jumătate a lunii noiembrie includerea mesei gastronomice în patrimoniul UNESCO printr-o sărbătoare culinară. Timp de 3 zile, în toate restaurantele, bistrourile, barurile și piețele din Franța, oamenii degustă feluri de mâncare pregătite de șefs bucătari cu cele mai alese produse. Franța este cea care a inventat arta de a trăi, dar și arta de a mânca. Pentru un francez, a lua masa înseamnă un moment de socializare, de contact cu frumosul, o călătorie în lumea gusturilor. Masa gastronomică a francezilor sau arta de a mânca și de a bea bine a fost înscrisă în anul 2010 pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Moment festiv prin excelență, o oportunitate pentru familii și prietenii de a se reuni și revedea, masa este în Franța mai mult decât în altă parte, un moment convivial care are loc la ore fixe. La 12:30 în fiecare zi, mai mult de 54% dintre francezii se așează la masă. Prin comparație, în Marea Britanie, în jur de ora 13:10, doar 17% din populație servește masa. În Franța, cel puțin o masă pe zi se ia în familie. Sortir sur les côtés. Ça.
Masa gastronomică a francezilor este o practică socială obișnuită pentru celebrarea momentelor importante din viața persoanelor și a grupurilor, cum ar fi nașteri, nunți, zile de naștere, aniversări, realizări și reuniuni. Este o masă festivă care aduce oamenii împreună pentru a se bucura de arta de a mânca și de a bea bine. Masa gastronomică pune accentul pe uniune, pe plăcerea gustului și pe echilibrul dintre oameni și produsele naturii. Printre elementele importante se numără selectarea atentă a preparatelor alimentare dintr-un repertoriu de rețete în continuă creștere, achiziționarea de produse de calitate, de preferință locale, ale căror arome se îmbină armonios, asortarea alimentelor cu vinul care se va bea la masă, aranjarea unei mese frumoase, precum și acțiuni specifice în timpul consumului, cum ar fi mirosul și degustarea bucatelor la masă. Masa gastronomică trebuie să respecte o ordine bine structurată, începând cu un aperitiv, băuturi fine înainte de masă și terminând cu lichioruri în cazul băuturilor, iar mâncarea să fie de cel puțin 4 feluri succesive, și anume un aperitiv, pește și sau carne cu legume, brânzeturi și desert. Sărbătoarea Fete de la Gastronomie, care celebrează gastronomia franceză, s-a răspândit și în afara țării, în locurile unde bucătăria franceză este apreciată, pentru a face plăcere conesorilor, sau acolo unde este mai puțin cunoscută, pentru a promova produsele franțuzești și a sensibiliza publicul larg să consume cu plăcere alimente de bună calitate. De altfel, masa gastronomică franceză este una dintre primele tradiții culinare înregistrate pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității, alături de multe tradiții sociale și culinare din lume. Bucătăria mexicană, dieta mediteraneană, washoku, tradiția culinară a japonezilor, și pizza iuolo sau arta napoletană a preparării pizza. Frumoase preparate acolo, dar ei mănâncă puțin. Eu mănânc mult, nu prea ne potrivim. E o porție foarte mici. Ai fi vrut să te potrivești? Da. Dar și vrut niște porții mai mari. Am fost bine, în Franța și mi-a făcut ce am văzut acolo. Poți să mergi în Franța și să mănânci cât mănânci tu de obicei. Nu, dar în Franța e așa un fresh, un croissant de dimineață și gata, plecăm. Nu e bine oricum. Fresh-ul, un kil de omletă. Fresh-ul nu e ok și croissantul nu e ok. Nu ține de foame. Și nu e ok. Carbohidrați cu foarte multă glucoză, nu. Ați auzit? Da, deci da, nu. Voi. Dar eu cred că putem să mai mâncăm, pentru că vom arde foarte multe calorii în încercarea de a ne încălzi zilele acestea. Da. Și o să cărăm după noi și s-ar putea o umbrelă, care dacă e grea așa, mai arde niște calorii. Cu siguranță ne informează Romina în cele ce urmează. Bună dimineața, Romina! Bună dimineața, dragilor! Umbrela nu trebuie să ne lipsească în această perioadă, pentru că vremea se menține mohorâtă, dar se mai încălzește față de ziua de ieri. Valorile termice se mențin ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi noros pe parcursul zilei. În jumătatea de est a teritoriului vor fi averse slabe și pe arii restrânse în restul teritoriului. La munte, pe creste, dimineața vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă. Rafalele ating în general 50-55 de km pe oră. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra de la 2-4 grade în nordul Moldovei până la 16 grade în Dobrogea. În București avem parte de vreme capricioasă, cerul va fi mai mult noros. În prima parte a zilei va ploua slab, vântul va sufla slab până la moderat, valorile termice se vor situa peste cele obișnuite, așadar maxima va atinge 13 grade Celsius. Mâine va fi ceață de dimineață, iar după amiază își va face apariția soarele, atmosfera se mai răcește, cu un grad mai scade temperatura, astfel se vor atinge 12 grade Celsius. Poi mâine va ploua slab dimineața, cerul se menține noros, vântul va sufla slab și moderat, temperatura aerului nu va depăși 12 grade Celsius. Acestea sunt informațiile pentru moment, ne revedem mai târziu cu mai multe detalii.
Îți mulțumim, Romina. Avem nevoie și de Olivia în această dimineață. Echipa noastră completă este formată, iată, din noi doi, Romina și Olivia. Și abia așteptăm veștile din lumea astrelor. Sperăm să fie cu bani și cu vacanțe, mai ales. Bună dimineața! Berbecii deja se simt mai bine, mai energici, mai motivați să înceapă ceva nou care implică și acțiune. Nativii simt că se scaldă în energia lor. Taurii încep să aibă o idee mai clară despre ce înseamnă nevoile lor financiare și decid să abordeze subiectul frontal. Ce funcționează, păstrează, ce nu, elimină. Gemenii se apropie și ei cu pași siguri de clarificări relaționale. Comunicarea se intensifică în relația de cuplu, dar nu numai. Racii au parte de multă activitate care cere organizare de echipe, distribuire de oameni și resurse. Dar la finalul zilei se pot bucura de satisfacția lucrurilor bine făcut. Lei își reintră și ei în energie. Au parte de pasiune, bucurie, optimism și foarte multă creativitate ce abia așteaptă să fie pusă în lumină. Nativii care au meserii vocaționale au și mai multă susținere astrală. Fecioarele vor să facă schimbări ce țin de casă, de familie, de confortul și securitatea întregii familii. Astfel începe o etapă de curățenie totală. Balanțelor le revine dorința de socializare, caută să interacționeze cu oameni, să comunice și mai ales să își prezinte ultimele produse și servicii de care pot beneficia membrii comunității. Pentru scorpioni apare în sfârșit o detensionare a zonei financiare și chiar oferte de colaborare, posibil să-și schimbe jobul. Săgetătorii au multă energie, vitalitate și poftă de viață cu care reușesc să îi molipsească și pe ceilalți. Cu greu stau locului, așa că e recomandat să-și investească energia în activități constructive. Nativii Capricorn revin la ei înșiși, în propria simțire, la propriul corp și la propria voce interioară. Au nevoie de limite pentru a se auzi. Vărsătorii se gândesc la viitor. Trecutul lor nu este domeniul lor preferat și prezentul preferă să îl creeze în funcție de viziunea pe care o au despre viața lor. Peștii au foarte mult de lucru, multe proiecte și responsabilități, dar au și energie cu care să le facă. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook astrolog Mihaela Totir. Suntem suficient de echipați în această dimineață să ne imaginăm scenarii de risc în care ar trebui să fim pregătiți. Dacă nu suntem în acest punct, putem să aflăm informații în această dimineață de la medicul veterinar Cristian Cristea. Bună dimineața, bună dimineața. Bine ai revenit. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Am fost ușor ambiguș. Vă mulțumesc și pentru partenerul din dimineața aceasta pe care l-ați adus să încercăm să exemplificăm pe el. Cuții. Fi... Cuții. Salut, Cuții. Sperăm să n-ai probleme reale de resuscitare. Da. Am stabilit să discutăm astăzi despre primul ajutor pe care îl pot oferi proprietarii acasă cățeilor în caz de stop cardiorespirator, de sufocare. Și atunci o să începem cu manevra Heimlich, pe care tu ai spus că ai fost mirat că există și la animale. Pe fundal avem o domnișoară sau doamnă doctor care resuscitează, dar vom vorbi puțin mai încolo. Să spunem că avem un cățel care a înghițit acest os sau un alt obiect, o minge, da, și observăm că începe să se tăvălească cu botul, se freacă cu labele, pentru că el simte că începe să se sufoce. Da? Și atunci, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să încercăm să-i deschidem gura, dar fără să riscăm să fim mușcați și să observăm dacă vedem ceva acolo, dacă există un obiect în gură blocat, de obicei pe trahee, care îi blochează căile respiratorii. În cazul în care se vede obiectul, am putea să încercăm chiar să luăm în noi cazul în care se vede obiectul și câinele este încă conștient, sfatul meu este să nu încerci să-l iei cu mâna, pentru că cel mai probabil vei sfârși și tu să fii mușcat. Dacă avem un câine care nu mai este conștient, da, este lat pe o parte, cum spunem noi, și atunci riscurile de deces sunt foarte mari, iar riscul tău să fii mușcat este mai mic, atunci poți deschide gura. Îi putem deschide gura, putem observa obiectul respectiv, dacă îl putem vizualiza,
Și dacă îl vizualizăm cu degetul dintr-una din părțile gurii, putem încerca să măturăm, să spunem, da? Să facem o mișcare de măturare ca să scoatem mingea, obiectul care este acolo. Dacă nu reușim prin această manoperă și avem un cățel de talie mică, cum este cuții, ai zis, nu? Cuții. Ok. Îl vom lua și vom proceda exact ca în cazul unui copil sau unui om. Adică îl ținem cu capul în sus, încercăm să găsim finalul coastelor, da? Sfârșitul cutiei toracice, introducem pumnul sau cât ne intră din pumn sub coaste și efectuăm 2-3 mișcări de a strânge înspre burta noastră și în sus, astfel încât presiunea pe care o exercităm noi să ajute la eliminarea obiectului și cuții să scoată minge, os, ce are el. Astea sunt variantele bune, pentru că dacă nu, trebuie să ajungem cât mai repede și în funcție de dacă mai există vreo fistulă pe acolo pe unde el poate să respire, îi poate stabili soarta dacă va trăi sau nu va trăi. Să spunem că am scos obiectul, dar cuții în continuare este inconștient. Ce vreau să vă mai spun și am uitat, limba vă poate ajuta foarte mult. Încercați să prindeți limba cu un prosop, o cârpă, ceva, ca să nu vă alunece, pentru că din mână vă poate aluneca și în momentul în care trageți limba în lateral și în exterior, este posibil și această manoperă să manevră să ajute la eliminarea obiectului pe care i s-a blocat acolo în trahee. Dacă în continuare avem un cățel care nu este conștient și vedem că e posibil să nu mai respire în curând, să se oprească respirația sau cordul, nu știu cum să-l pun ca să vedeți. Câinele stă întins pe o parte. Cum putem observa noi este să-i punem, dacă mai respiră, să punem mâna pe toracele lui. Și în principal ar trebui să observăm niște mișcări de sus-jos, mișcările toracelui în momentul în care respiră. Bineînțeles că vor fi mult mai puțin ample și mult mai rare decât la un câine normal, care dacă întindem un câine sănătos, vom vedea că respiră normal. De asemenea, îi deschidem gura, verificăm gură-nas, să nu existe nimic, să-i se vadă. Verificăm gura și nasul să nu existe diferite secreții sau alți corpi străini care se împiedice respirația și începem exact ca în imagine, ca în imaginile pe care vi le-am trimis din videoclipul de pe YouTube, începem să facem compresiile. Compresiile trebuie să făcute într-un ritm de 2 compresii pe secundă, asta înseamnă 120 de compresii pe minut. Trebuie să avem, și mulți spun că și la oameni și la animale, este bine să avem în cap melodia ei, 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 staying alive, staying alive, și asta cumva ne poate fixa un ritm în cap, da? Cum trebuie să facem compresiile? Compresiile trebuie să făcute cu ambele mâini, strângem și ne poziționăm pe toracele câinelui. Avem 3 categorii de câini. Avem câinii de talie mare, să zicem un labrador de 30 de kg, care au toracele destul de lung, dar și bombat, și atunci compresiunile vor fi efectuate în zona cea mai bombată a toracelui. Important este să nu efectuăm compresiunile din mâini, să le efectuăm cu tot corpul. Bine, masa asta e puțin mai înaltă pentru mine, dar în momentul în care ne-am poziționat, coatele trebuie să se blocheze. O să vedem și în imaginile pe care ni le arată pe YouTube acolo. Și trebuie să efectuăm din umeri compresiile, adică să ne mișcăm cu toată greutatea corpului, astfel încât, vedeți? Uh-huh. Să putem acționa asupra o forță destul de mare cât să compresăm de la o treime până la jumătate din distanța, din înălțimea toracelui câinelui. Dacă vorbim de căței care au un torace mai scurt, cum ar fi Dobermanul, cum ar fi Boxerul, da? Dar sunt câini tot așa de talie mare, este bine ca compresiunile să fie făcute la baza, exact în punctul de proiecție al cordului. Asta putem face dacă am avea un picior care s-ar mișca, mișcăm piciorul cățelului până când cotul atinge toracele. În zona aceea ar fi zona de proiecție a cordului și atunci compresiunile la acest tip de câini e bine să fie făcute acolo. Dacă avem căței de talie mică, nu știu, un bulldog francez, să spunem, sau un teckel, da, îi putem pune pe spate și efectuăm compresiile. Deci îi punem pe spate, bineînțeles, capul, gâtul să fie întins și efectuăm compresiile pe torace, pe piept, dar în poziția aceasta, pus cu picioarele în sus. Iar dacă avem un pui de pisică, un pui de câine foarte mic, un chihuahua, da, pe care îl putem cuprinde între mâini, atunci este foarte bine să prindem cumva zona toracelui între mâini și compresiile practic să fie efectuate cu degetul mare. Cu capul în jos. Cu el, cu capul în sus, în jos, nu contează. Cel mai bine este să-l pui pe o parte. Eu v-am arătat cum să-l ținem și vă arătam cum. Deci e posibil să-l ținem tot cu degetele, să avem degetele în zona de proiecție a cordului, degetele mari, și atunci putem
efectua manevrele doar cu degetele. Cred că e foarte important să aplicăm manevrele necesare, adaptat la fiecare cățel. Mă gândesc că la un cățel care are 60 de kilograme... Este bine să aplicăm manevrele... Repede. Repede, exact. Noi avem cam 5-6 secunde să ne dăm seama dacă are nevoie sau nu, să vedem dacă respiră sau nu, să vedem, să controlăm mucoasele, să controlăm orificiul bucal. Adică trebuie să încercăm să nasul. Ne jucăm cu el cum ne jucam cu păpușile când eram mici, exact. Preventiv. Da. Și să încercăm nu din timp să-i depistăm putem... zonele în asta care da, trebuie asta să da, apăsăm. Dar nu putem să ne apucăm să simulăm un CPR pe un câine viu și sănătos. Nu, da. Trebuie făcut 30 de compresiuni. Da? Ți-am spus că 120 pe minut. Uh-huh. După 30 de compresiuni, vom lua gura câinelui și nu se face respirație gură la gură ca la oameni, se face respirație gură la nas. Și atunci, în funcție de cât de mare e gura, putem prinde și chiar să astupăm buzele, da? Ne-am asigurat că nu avem secreții, nu avem nimic, și ne fixăm buzele pe trufa câinelui, pe narinele lui și pe acolo uh-huh. suflăm, practic, deci vom sufla pe nas. Efectuăm două insuflații, suflăm de două ori, după care reluăm din nou compresiile. Ideal ar fi să fie două persoane, dar noi vorbim acum de situații în care de cele mai multe ori proprietarul este cu câinele singur în parc sau într-o zonă în care... Bineînțeles, dacă avem posibilitatea și suntem două persoane, există posibilitatea să urcăm câinele în mașină, unul să se ocupe de resuscitare și unul să meargă spre un centru veterinar care să acorde primul ajutor specializat, ar fi ideal. Din punctul meu de vedere, bineînțeles, se pot face multe greșeli și de multe ori se fac greșeli și la oameni și la animale, dar decât să nu efectuăm deloc o manevră de resuscitare, șansele oricărui pacient sporesc dacă efectuăm manevrele, chiar dacă nu sunt făcute la cel mai corect mod sau să spunem în cel mai corect. După ce am făcut timp de 2 minute aceste manevre de resuscitare, 30 de compresii ale pieptului, după aia suflăm de 2 ori în nas, iarăși 30, putem, dacă nu se observă nicio modificare, putem să reluăm și să reevaluăm pacientul, cățelul, dar tot așa să nu treacă mai mult de 5 secunde, să observăm. A început să respire, simțim cumva dacă inima îi bate tot ținând mâna în zona aceea de proiecție a cordului și ce mai putem observa, este puțin mai greu, dar dacă vă jucați des cu el o să vă obișnuiți, să încercăm să observăm dacă are puls femural. Mi-e greu să vă arăt aici, pulsul femural se poate verifica deasupra genunchiului undeva la cățel, deci punem cățelul pe o parte, pe coapsa, pe partea interioară a coapsei. Și nu încercați niciodată cu degetul mare, încercați cu două degete, pentru că dacă compresați cu degetul mare, e posibil să vă simțiți pulsul vostru. Așa, cu două degete, dacă compresați în zona aceasta, da, deci deasupra genunchiului, câinele stă pe o parte, căutați genunchiul, vă duceți 2 cm deasupra genunchiului și țineți acolo cele două degete și vedeți dacă simțiți pulsațiile arterei femurale. Există riscuri dacă nu efectuăm corect aceste manevre? Nu știu, spre exemplu, pentru coastele animalelor? Există riscuri să îi rup coastele, da. Există riscuri să îi rup coastele și teoretic se spune că o resuscitare corectă și eficientă se va finaliza cu câteva coaste rupte. Dar riscul pus în balanță este să-ți moară animalul dacă nu efectuezi aceste... Coastele contează mai puțin în acele momente. Exact. Chestia asta, bineînțeles, pot provoca foarte multe probleme ulterior și hemoragii și așa mai departe, dar important, da, și-a revenit. Ia-ți și bățul, osul, pardon. S-ai mai mare grijă. Viitoare, întrebare, care sunt contextele în care se poate întâmpla o astfel de năpastă? Înțeleg momentul în care se poate înneca cu ceva de mâncare sau ceva ce ingerează. Stopul cardiorespirator poate surveni, nu știu, în urma unei ingerări de substanțe, în urma unei sperieturi foarte puternice, da? De revelion. Gândiți-vă că toate zgomotele și luminile petardelor și ale pognitorilor și artificiilor poate să le producă un stop cardiorespirator sau poate să producă o criză. O criză de tip epileptiform, de asemenea, poate să se finalizeze dacă este prea lungă, da? Și nu reușim să îl scoatem din criza respectivă, poate să se finalizeze cu un stop cardiorespirator. Orice afecțiune cardiacă la câini, la pisici, la oameni, poate să ducă la un stop cardiac și consecutiv un stop respirator. Sunt cauze multiple, adică n-am avea timp în 2-3 emisiuni să le enumerăm pe toate. Important este să știm să identificăm. Și bineînțeles, din păcate și la oameni și la animale, chestia asta trebuie să fim și noi trezi și animalul, să ne dăm seama că a căzut, că s-a întâmplat ceva, pentru că altfel un animal care doarme, la fel ca și un om care doarme, nu poți să vei da seama, nu stai să urmărești, ia să vedem. Mai ales dacă nu ești pus în temă că s-ar putea întâmpla ceva, da? După o operație, după o perioadă de convalescență, să spunem, atunci ești mai atent la el, dar în mod normal, dacă nu putem observa somnul fiecărui animal. Dacă suntem cu un animal în țarcul pentru câini, spre exemplu, și dintr-o dată îl vedem că el este la pământ și nu mai mișcă, ar trebui să începem în acel moment cu masajul cardiac sau asiguri... prima dată cu manevra haine? Păi nu, trebuie să te asiguri ce s-a întâmplat. Adică dacă cumva animalul a fost înghițit ceva, atunci clar încearcă să-i deblochezi. Pentru că degeaba îi faci tu
resuscitare, manevre de resuscitare, dacă el are un blocaj acolo. Deci prima dată deschidem gura. Prima dată trebuie să afli ce s-a întâmplat. Dacă poți să-i deschizi gura în siguranță, da, deschide-i gura. Eu eram cu Roa, cu cățelușa mea, la o expoziție de frumusețe. Da? Ne-am fost acolo ca să o analizeze niște arbitri, să ne spună dacă este sau nu un exemplar corect. Și atunci era foarte cald, eram pe un teren de fotbal unde nu exista umbră, majoritatea proprietarilor, deși li se spunea de către organizatori, își țineau câinii în soare. Și la un moment dat am văzut o doamnă care stătea în genunchi cu niște cartoane peste ea și plângea, țipa, urla, n-am înțeles exact ce făcea prima dată. Câinele ei intrase în stop respirator, era un pui de bișon de 7-8 luni. Norocul ei a fost că am trecut și eu n-aveam câinele, deci am putut să mă apuc imediat de resuscitare. Am chemat medicul care se ocupa de eveniment și care era pregătit pentru urgență și am reușit să-l stabilizăm. Până a venit medicul, e deja începuse să respire, i-am pus perfuzie și l-am trimis la spital. Dar a fost un noroc, pentru că doamna nu știa efectiv ce să-i facă, adică stătea acolo și plângea, pentru că majoritatea ne blocăm în situații așa de genul. Așa e, și ai mai menționat ceva, criza epileptică, și aș vrea să povestim poate într-o ediție viitoare. Cu drag. Cum să gestionăm o astfel de primă criză, cum o identificăm pentru cei care cu drag, au puiuți? Este un subiect foarte interesant și da, mă bucur că se leagă așa unele de celelalte. Mulțumim tare mult pentru informații, te așteptăm cu drag de fiecare dată. Dragilor, sperăm să nu aveți nevoie vreodată să folosiți asemenea manevre, însă este foarte bine că astăzi le-am aflat. Și iar trebuie acum să fim pregătiți, inclusiv pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim!